În fiecare zi a săptămânii viitoare, liceele Giurgiu Vene vor intra într-o adevărată competiție de prezentare a ofertelor educaționale cu scopul de a atrage cât mai mulți elevi din ultimul an gimnazial. Acțiunea se desfășoară anual în cadrul Zilelor Educației Naționale și va avea festivitatea de deschidere luni 6 aprilie la parterul Centrului Cultural Ion Vine. Aș pune accent pe însemnătatea Zilelor Educației Naționale pentru că liceele vor prezenta oferta pentru anul școlar 2015-2016. Știți foarte bine că este o competiție între licee. Fiecare liceu dorește să atragă pe elevii cei mai buni din școlile gimnaziale și se vor prezenta cu standurile confecționate, realizate de către ei. Pe tot parcursul acțiunii, elevii claselor A8-a, dar și părinților, vor putea vizita standurile pregătite de licee pentru a-și forma o idee cât mai apropiată de realitate despre oferta acestor unități de învățământ. Zilele Educației Naționale se vor încheia cu un spectacol oferit de liceenii din județul Giurgiu, spectacol programat vineri de la ora 10.